Cu siguranță, giratoriul din centrul Râmnicului este unic în România pentru că este făcut din poduri. Șoferii încurcați de această decizie ciudată a municipalității au cerut insistent să se renunțe la el. Nu de alta, dar pe lângă faptul că mai mult a încurcat traficul în loc să-l fluidizeze, în zona au avut loc și câteva accidente. Dacă s-ar putea ca Ana Ipătescu să o dea pe ambele sensuri și să facă un sens mare giratoriu la Liliacu și să desfințeze sensul giratoriu dintre cele, de la cele două poduri. Consider că e o propunere destul de bună să se desfințeze trecerea de pietoni și să dea în folosință pasajele subterane pentru pietoni. S-ar fluidiza foarte mult traficul. Sensul giratoriu ar fi bine desfințat după aia. Acum, momentan, e foarte bun. Deci după aia trebuie desfințat, că nu-i mai vor rostul. După ce vom da drumul la, după ce va fi gata pasajul subteran, care va face legătura între un trotor și alt, și populația va putea trece prin acest pasaj, să dăm drumul la circulație cum a fost înainte, da? Deci pe podul Vinerii Mari, fără a se mai face această buclă cu podul Carol. Măsura redeschiderii circulației în ambele sensuri pe podul Vinerii Mari ar urma să fie aplicată din luna martie a acestui an, în același timp cu inaugurarea pasajului pietonal subteran din centrul orașului.